Bine, mâine o să mă ocup de asta. Ceva aici este foarte ciudat. Ce? Ușa iarăși s-a deschis? Eu încet am intrat în cameră. După masă se auzea ceva zgomot. Când m-am uitat după masă, era gamepad-ul care pur și simplu vibra. Pe scurt, să rămâi în viață. Era noaptea. Am venit în ospiție la Motan și noi, ca de obicei, stăteam la bucătărie și vorbeam despre ce s-a întâmplat cu noi în ultima perioadă. Brusc, Motan a devenit trist. Bro, ce s-a întâmplat? Ce nu știi? Ce să știu? Ion nu mai este de-am. Motan mi-a povestit că Ion câteva zile în urmă a început să testeze jocuri. După ce a testat un joc, a mers la colcare și a fost ucis. Da, ce joc el a testat? Jocul acesta a testat, rămâi în viață. Asta desigur este trist, dar propun să jucăm și noi. Dar ție nu-ți pare că este o idee foarte proastă, deoarece a fost ultimul lucru pe care l-a făcut Ion? Nu știu cum tu, dar eu merg să joc. Stai, hai merg și eu. Am pornit jocul. Eu stăteam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Rămâi în viață. Rugăciuni sau legământuri, vin norii, izbucnesc furtuni. Eu nici nu pot da skip la intro. Poate trebuie de citit rugăciuni. Ce? Așa tehnologie nici nu există? Da, eu o să încerc. Vin norii. Ce? Oh, super, este vrajă. Haide împreună. Vin norii, izbucnesc furtuni. Jur să rămân în viață. Jocul s-a pornit. Am început să creăm personajul. Vă salut! Dacă mă auziți, atunci ați făcut o greșeală fatală. Pentru cuvintele rostite veți muri. Deja aveți semnul morții. Noi am intrat în joc. Înfricoșător! Veți supraviețui dacă reușiți să părăsiți fermă. Dar pentru asta trebuie să dezvăluiți secretul și să distrugeți puterea malefică a reginei. Trebuie doar să rămâneți în viață. Straniu, jocul nu e prin internet, dar cu noi au apărut încă 4 jucători. Motan a spus că nu se va mișca din loc, așa că l-am trimis pe altul înainte. Înaintea lui a ieșit o fetiță mică. În joc a început să se întâmple ceva oribil. Când umbra muritoare este aproape, arunc un trandafir. Noi am aflat că trandafirul este cea mai bună armă pentru a fugi de la monștri. Totul era atât de ciudat, noi am început să jucăm. Peste câteva ori am mers acasă și am continuat să jucăm. Și go? Go! Înstângă, mă tam, vreau de vână repede, trage-mi ei, vreau de vână ușa, mă tam, trage, stai ăștia în mine! Trage-mi ei! Vreau de repede, stai, nu închide ușa, nu închide ușa! Motan a închis ușa în fața mea, dar tu ești prost! Ha, sorry! Eu am început să mă plimb prin casă. Am găsit o cameră înfricoșătoare. Motan, eu am găsit aici portretul Elizabetei și am găsit o agendă. Este agenda ce e cu rugăciuni. Eu intru într-o cameră. Dar nu știu de ce gamepad-ul vibrează. Arunc un trandafir. Fac la mine, trandafirii s-au terminat. Motanului era foarte frică. De ce sunt o mulțime de fete moarte? Nu, sunt prins. Fuck, nu. Motanul a fost atacat de regină și l-a omorât. Ce, măcar ți-am amintești unde ai fost omorât? Am fost omorât într-o cameră de torturi. Încearcă să te reconectezi din nou. Cine este acolo? Bro, ești ok? Da, haide deja, mâine să continuăm și eu m-am obosit. Bine, atunci să mai joc în 10 minute. Am continuat să joc singur, între timp la Motan acasă. Eu am auzit că cineva umblă prin casă. Când am ieșit din cameră, nimeni nu era. Straniu. Probabil sunt prea obosit. Am încercat să deschid ușa în camera mea, dar era blocată. Fuck, poate din greșeală s-a blocat ușa când am închis-o? Bine, pur și simplu mă bag la somn în altă cameră. Ce asta a fost? Am intrat în cameră, dar nimeni nu este. Am ieșit din cameră să merg la culcare. Ușa din nou s-a blocat. Fuck, ce aici se întâmplă? Bine, mâine o să mă ocup de asta. Ceva aici este foarte ciudat. Ce? Ușa iarăși s-a deschis? Eu încet am intrat în cameră. După masă se auzea ceva zgomot. Când m-am uitat după masă, era gamepad-ul care pur și simplu vibra. Dimineața am venit la Motan.
Din motiv că Motan trăiește singur, ușa mereu era închisă, dar nu de data aceasta. Motan! Motan! Am intrat la el în cameră. Nu! 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 Fuck! Motan! Motan! Am sunat la poliție. Stați pe loc, deja venim. Ce s-a întâmplat? Nu pot să cred!